Sălajul nu se va confrunta în acest an cu o criza mieilor în preajma sărbătorilor Pascale, iar carnea nu ar trebui să fie mai scumpă, cel puțin teoretic. Potrivit asociațiilor crescătorilor de animale, numărul ovinelor s-a triplat în sălaj în ultimii 5 ani, iar asta pentru că sectorul a devenit unul profitabil. Crescătorii de ovine speră să reia și exporturile de carne de miel în țările arabe, cele mai multe contracte fiind suspendate pe fondul conflictelor militare. În plus, și în acest an va fi permisă sacrificarea tradițională a mieilor, dar numai pentru consum propriu și în propria gospodărie. Cât despre sacrificarea mecanizată a mieilor, în sălaj a fost autorizat un singur punct. Cred însă specialiștii. Vorbind despre abatorul care îl avem la nivel de județ, ținând cont de capacitatea care îl are, ținând cont de uh, numărul de efective de ovine din județul sălaj, ar fi, cred că suficient. Acum, sigur că există o problemă legată de deplasare din diferite colțuri ale județului, dar, după cum bine știm, de asemenea, uh, nici acest abator nu funcționează tot timpul anului. Ca tare, nu prea aș vedea. Deci, ar fi construit mai multe abatoare, dar la urma urmei este o economie de piață pot să faci și abatoare private, să obții toate autorizațiile necesare, nu cred că ar fi o problemă din acest punct de vedere, numai că așa cum v-a spus, numărul de sacrificări sunt destul de mici, de rare, se face de obicei cu ocazia sărbătorilor de Paște, ca atare, poate dacă s-ar găsi niște soluții pentru a sprijini crescătorii de animale, astfel încât costurile de deplasare din diferite colțuri a județului acest abator să fie mai mici. Însă la sunt înregistrate peste 200.000 de ovine.